ce se va întâmpla cu noi acum? Ce se va întâmpla? Părintele patriei ne-a părăsit! Se pare că a scris în jurnalul său minciuni, înșelătorie și lașitate peste tot în jurul meu. Că tot vorbeam de el, unde sunt țarul și familia sa? Kerensky a spus că îi va escorta personal pe țar și familia sa tot drumul până la Murmansk, să se asigure că nu li se va întâmpla nimic. Așa este, că nimic rău nu li se va întâmpla vreodată. Prințul Gheorghe Lvov, numit prim-ministru! El nu îl poate locui pe țar! Suntem blestemați! Suntem blestemați! Rusia! O republică! Dar ce înseamnă de fapt asta? E o nenorocire! Pur și simplu nu se poate termina cu bine! Consiliul Delegațiilor și Duma de Stat au ajuns la o înțelegere. Dar ce înseamnă asta? Kerensky va fi prim-ministru! Toate lucrurile vor fi mai calme acum. Nu o să fie la fel de bine ca înainte, dar poate nu e totul pierdut. O, se spune că Lenin e pe drum înapoi din Elveția. Trecând prin Germania, Suedia și Finlanda, mă întreb, cine îl sponsorizează? Cine i-a cumpărat bilet? Germania a fost de acord cu asta. Asta e planul. Revenirea sa în Rusia nu mai va înrăutăți situația. Crezi că Lenin va face Rusia mai slabă? Va schimba parcursul războiului? Trebuie să fie cineva care plătește pentru această revoluție. Cineva profită de pe urma ei. Dacă răspândim zvonul că Lenin e un agent provocator german? Un agent provocator german! Camarazilor lui nu le va plăcea. Lenin complotează constant, urmărind să submineze guvernul. Dar bolșevicii nu sunt gata să preia puterea încă. Vor aștepta. Dar nu vor refuza. Da, asta este ocazia lor. Doamne Dumnezeule, acest personaj, Lenin! Doamne Dumnezeule! Doamne Lenin! Doamne!